Toate că aveam credință, dar de fapt credința mea era zadarnică.
De fapt, nu eram un băiat rău. Doream să-L urmesc pe Domnul, dar nu știam de încercări și ispite. Și în contingentul în care mă aflas, mi se părea că este greu să te minții tare Domnul. După o perioadă de timp, după ce am stat cu Ghean, tot și mai stau. Cu aceasta vreau să mulțumesc foarte mult pentru toată dragostea care a arătat-o față de noi în acești ani. Mulțumesc pentru tot ce am învățat, ne-ai învățat că cum se trece prin încercări, prin greutăți. Le mulțumesc mult, foarte mult. Anul acesta, la seminarul de iarnă, am învățat, am studiat cartea Iacov. Această carte m-a dus la adevăr, m-a atins la inimă însuși tema cărții. Credința fără fapte este zădare. Într-o discuție cu Tudor, el după seminar m-a întrebat care este relația mea cu Dumnezeu și că îi pasă de mine. Și mi-a spus că nu vom mai sta împreună și cine știe că ne vom mai vedea. Și aș vrea să ne vedem în cerul. Și în urma acestor cuvinte mi se cede o bucurie și nevoie de a mă schimba spre bine. Și ne-am rugat, ne-am pocăit, că eu m-am pocăit. Mulțumesc că el a venit atunci. Cred că a fost timpul potrivit. După ce m-am pocăit, simt binecuvântările lui Dumnezeu zi de zi, fie prin sport, fie la universitate. Scopul meu a devenit ducerea Evangheliei prin sport și care mi-a dat în biserică. Știu că Dumnezeu este mare și după cum are un plan fiecare dintre noi, așa are un plan și cu mine. Și El nu m-a lăsat singur și a folosit pe mulți în această biserică ca să ajung la Domnul, ca să urmesc pe Domnul. Cu aceasta aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru toată dragoste, pentru toate rugăciunile voastre, pentru încurajările voastre față de mine. Vă mulțumesc mult! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Familia mea suntem doi frați și părinți. Părinții sunt ortodoxi, dar mergeam la biserică ortodox foarte des. Practic, dar eram confuză, fiindcă nu îmi dădeam întrebări, răspuns la întrebări care mă frământau deseori. Cum ar fi cine suntem, cine este Dumnezeu, cine este Iisus, pentru ce El s-a răspândit, ce altele. În anul 2009, la noi la liceu, a venit Tania Cernunari. Ca să credeie engleză. Și ea mi-a arătat lumina și care spre Iisus. Apoi, după aceea, am urmat o tabără de vară, unde a văzut credința adevărată în Iisus. Am vrut să simt și eu aceasta. Și am stat la vara la tabără de engleză, m-am pocăit. După pocăință, viața s-a schimbat total. Fiecare zi citeam versete și fiecare verset găseam ceva nou, ceva interesant, ceva ce ducea la lumină. Și astăzi am decis să mă botez și să fac un legământ cu Domnul. Amin. Mă numesc Victoria și aș vrea să vă spun un pic din viața mea de mai înainte, până au cunoaște pe Domnul. Sincer să spun, nu a fost o fată bună și ascultătoare, da? Și nu am avut niciodată frică de Dumnezeu. A fost dezordonată în tot sensul cuvântului. În copilărie, la vreo 12 ani am fost la Biserica Iisus Salvator. Dar peste o perioadă de timp am încetat să mai frecventăm biserica, deoarece am avut probleme în familie. Adică ne-am mutat traiul și așa mai departe. Eu am un prieten în satul Vardă, el frecventează biserica Emanuel. Și mi-a făcut o invitație la aniversare de 3 ani la Biserica Bunăvestire. Și am venit la Biserica Bunăvestire. Prima zi, atunci tot am simțit așa o căldură. Dar când a fost fratele Serghei Gavrilov și a făcut predică,
atunci eu am înțeles că, da, Dumnezeu este. El este și El are putere foarte mare. Eu vroiam să ies, mă pocăiesc și nu puteam să mă ieși deloc. La un moment dat, am simțit cum, parcă cineva m-a luat de mână și m-a tras. Și mi-a spus, ieși în față, acolo. Acolo e bine. Și am ieșit și m-a pocăit. Nu pot să respect chiar și pe părinții mei, pentru că am luat deja decizii. Însă nu este asta, eu am să merg și peste toate. Dumnezeu e cu mine și Dumnezeu mă ajută să trec peste toate greutățile și peste toate. Peste toate, nu știu, grobele, să zicem așa. Ceea ce am făcut înainte, nu mai vreau să fac și nici nu mai vreau să știu ce este rău, vreau să știu numai de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Și vreau să-mi dedic toată viața mea și tot sufletul meu numai de Dumnezeu. Amin. Mulțumim, Cristina, și eu tot provin de o familie de ortodox și adevărul am aflat încă de mică. Eu la 13-14 ani am început să merg la o tabără creștină din satul Bălăzmești. M-am pocăit, dar întorcându-mă înapoi, făceam toate lucrurile care le făceam înainte. Și așa a durat până la 18 ani, când am înțeles ce înseamnă ca să fiu pocăit și cum să trăiesc pe Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte, în școală cam aveam probleme și mi se părea că, uite, o să te mic în liceu și te mici facultate și te gândim mare și mă răzbun pe toate cei care m-au făcut. Care m-au făcut să sufăr atât de mult, însă Dumnezeu mi-a arătat adevărul și mi-a spus că asta nu e bine. Și acum vreau să-i slujesc lui Dumnezeu din toată inima. Eram căzut, eram trist și apăsat, trăiam o viață pe pământ, trăiam o viață în păcat. Titușa de o cheltuia, în lucruri fără de folos, dar într-o zi m-am întâlnit pe Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, cu Cuvântul Tău, îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care este Domnul nostru, care este stăpânul vieții noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest act, Doamne, că vine înainte, da, și spune tuturor oamenilor, că Tu ești viu, Tu lucrezi, Doamne, ești activ în lumea aceasta și Tu schimbi, Doamne, viețile oamenilor. Valeria, tu faci acest act de bună voie? Da. Nu pune presiune să nu împingi pe nimeni tine să faci asta? Nu. Tu ai crezut în toată inima în Domnul Iisus Hristos? Da. Și crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Vrei să-ți dedici viața Domnului Iisus de azi înainte până la venirea Lui sau până la moartea ta sau până la sfârșitul viacului. Da. În urmă, credinței tale, eu te votez în numele a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.
primești acest act azi de bună voie? Da. 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 Nu împingi nimic pe tine să faci asta? Nu. Ai crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos? Da. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Și vrei să trăiești viața ta, restul zilelor tale, pentru El, să faci voia lui Dumnezeu și numai voia lui Dumnezeu. Da. Soră Vică, în urma credinței tale, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. De bună voie? Da. Nu împingi pe nimeni pe tine să faci asta? Ai crezut în Domnul Iisus din toată inima? Da. Tu crezi că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Ești gata să-ți dedici viața ca Domnului de azi înainte? Da. Fără Cristine, în urmă credinței tale, eu te botez în numele Tatălui, sau Fiului, sau Duhului Sfânt. Așa! Tatăl Iacu, ești aici de bună voie? Da. Nu împingi tine nimeni să faci asta? Nu. Tu ai crezut în Domnul Iisus din toată inima? Da. Tu faci acest pas că vrei să-ți dedici viața Domnului Iisus Hristos? Da. De azi înainte? Da. Crezi că ți-a iertat toate păcatele Dumnezeu? Da. Frate Arthur, în urmă credinței tale, eu te botez în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Din toată inima? Da. Și crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Ești gata de azi înainte să-ți dedici viața Domnului Iisus Hristos și să faci numai voia Lui? Da. Frate Olei, în urma credinței tale, eu te botez Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Despre actul botezului și vom vorbi despre biserică, despre implicarea în biserică, că asta este primul pas botez, dar după asta merge sau vine implicarea în biserică și vom învăța cum să ne implicăm specific, cum să noi fim implicați în biserică, în societate, ce trebuie să facem fiecare. Noi și cei care primesc azi botezul și noi toți care ne numim creștini. Interesant că Biblia, când vorbim despre botez sau creștinism sau biserică, acele sunt lucrurile sfinte, lucrurile divine. Și dacă încercăm cu explicarea omenească, devenim așa de confuzați și vine o confuzie așa de mare. Și dacă vă uitați în jur, în lumea aceasta, foarte mulți oameni încearcă să explice lucrurile divine cu explicarea omenească. Și din cauza asta avem așa de multe religii, avem așa de multe păreri despre Dumnezeu, despre lucruri divine. Și în ziua de azi vrem să învățăm ce este clar.
Am auzit odată o glumă că doi băieți mici se jucau în mașină. Tatăl unui băiat care era acolo și unul explică așa încântat și el așa de încrezut cum se conduce o mașină. Dar habar n-avea el nimic despre asta. Și unul întreabă, dar asta care e schimbă viteză, dar pentru ce folos asta? Ce faci cu asta? Și acela zice, păi eu știu, am văzut, dar când te doare mâna, o leacă, meargă, bate acolo, bagă acolo, o leacă și gata, nu mai doară mâna. Gata, asta e scopul acelui parc din mașina aceea. Ei bine, dar el zice, dar cu volanul acela, pentru ce asta? A, eu știu ce e pentru ce asta. Când tu vrei să spui o prostie, bagă mâna acolo, îți faci o sură și după asta spune tare o prostie. Așa face tatăl meu când el conduce mașina. Asta e glumă. Înțelegeți? Că el nu știe, el nu înțelege care e scopul volanului. Și după asta, el, celălalt băiat întreabă, dar cu pedalul acela, cum să apăsăm? Cu piciorul sau mână sau ce? A, cu mână! Dar el întreabă, dacă apies cu mână, cum să văd drum? Păi tu n-ai nimic de a face cu drumul, tu conduci mașină, uite de drum, că mașină, asta e scopul tău aici. Asta nu este așa când noi vorbim despre lucrurile sfinte, lucrurile lui Dumnezeu divine, când încercăm cu explicarea omenească. Apare foarte absurd, că noi nu știm despre ce vorbim, dar stăm, unii vorbesc așa de... Încă ei zic că așa de bine pregătiți și știu despre ce vorbesc, dar de fapt vorbesc despre nimic și cauzează numai probleme și probleme. Și după amiază aceasta, vrem să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre botez. Că foarte mulți oameni sunt confuziați cu botez. Ce înseamnă botez? De ce ne botezăm? Care e vârsta potrivită? Când suntem prunci? Când suntem mari? Maturi? Când trebuie să ne primim botezul? Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață ce înseamnă botezul și de ce noi primim botezul. Noi nu putem să primim botez până când avem credință. Credința asta e prima condiție. Auzim Cuvântul lui Dumnezeu, avem credință sau credem în Cuvântul lui Dumnezeu, ne pocăim sau declarăm că gata, nu vreau să trăiesc pentru mine, așa cum am trăit până aici, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Și când facem așa, când ne pocăim și când suntem născuți din nou, așa spune Biblia, este o schimbare radicală a vieții, asta înseamnă nașterea din nou. Și după asta, Domnul Iisus spune să fim noi botezați. Asta este primul semn al ascultării. Și dacă ai fost botezat, fără credință, botezul tău nu are rost. Numai în urmă credințe are rost botezul. Așa ne învață Cuvântul Dumnezeu. Unii zic că nu contează, că dacă ai fost botezat fără credință, pe urmă ai avut credință sau ai găsit credință. Dar Biblia nu ne învață așa. Dacă deschidem, citim și înțelegem Biblia, Biblia ne învață să fim botezați după ce am crezut, după ce credem. Asta este prima poruncă dată de Domnul Iisus Hristos ucenicilor, creștinilor, după ce ne pocăim, după ce suntem născuți de nou, după ce ne dedicăm viața Lui, Dumnezeu. Este o decizie personală. Tu nu poți fi botezat în numele altcuiva sau părinții te-au decis că tu să fii botezat. Biblia e foarte clar, categoric, că este decizia ta personală și tu trebuie să decizi să primești botezul. Bineînțeles că după ce ai crezut. Botezul nu ne mântuiește. Noi nu primim botez cu gând că într-o zi eu o să primesc și mântuire. Așa învață unii, dar Biblia nu învață așa. Biblia ne învață că noi primim botez din cauza că deja am primit mântuire. Când primim mântuire, când Dumnezeu ne schimbă viața, când devenim copiii lui Dumnezeu, creștini sau ucenici, atunci suntem schimbați și atunci avem mântuire și botezul este un act de ascultare, este un simbol de ascultare. Și bineînțeles că
Botezul este o imagine fizică despre lucrurile spirituale. Noi, ca oameni, noi trebuie să vedem, avem nevoie de un exemplu întotdeauna, că când se vorbește mult sau când se vorbește așa neclar, cu cuvinte care nu sunt așa de clare, noi nu înțelegem. Dar dacă este ceva care este pus în fața noastră, care putem să vedem cu ochii noștri, foarte ușor înțelegem. Și așa este botez. Când intrăm în apă, noi zicem că am murit față de păcat, am murit față de viața mea în trecut, și când sunt ridicat în apă, eu am primit o viață nouă și acum trăiesc pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Am murit față de mine și acum am fost înviat, să zicem, să trăiesc pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos. Și este o promisiune de dedicare. Când ne botezăm, noi zicem că, gata, viața mea din trecut a încheiat până aici. Am trăit până acum pentru scopurile mele, planurile mele, dorințele mele și așa mai departe. Dar acum, încolo, gata, eu nu o să mai trăiesc pentru mine. Eu o să trăiesc pentru scopurile Domnului Iisus Hristos, planurile Lui, voia Lui. Noi dăm Lui volan vieții noastre când ne dedicăm viața Lui, când ne bucăim și când devenim copiii Lui. Asta înseamnă a fi născut din nou, a fi un om bucăit, un creștin adevărat. Asta înseamnă botezul și din cauza asta am venit aici să facem acest act. Ei nu primesc alt botez să fie mântuiți. Deja sunt mântuiți, pentru că ei au împăcat cu Dumnezeu. Au făcut o legătură cu Dumnezeu și, bineînțeles, Dumnezeu a făcut primul pas. Ați auzit în fiecare mărturie că El a luat inițiativă și El a fost primul care a venit și a arătat dragoste lor. Și ei au acceptat și acum noi confirmăm asta. Noi arătăm asta în mod public, ceea ce s-a întâmplat în viața lor spirituală. Și noi putem să vedem asta. Și voi vă dați seama foarte bine că acum când intrați în apă și când ieșiți în apă, voi spuneți clar că gata, ne dedicăm viața Domnului Iisus Hristos. Până acum am trăit pentru mine, pentru dorințele, poftele mele, dar acum încoace și încolo, numai pentru El. Să fiu ascultător de El, să fac voia Lui și să revenesc cuvântul Lui Dumnezeu. Zi de zi, nu odată în săptămână, nu doar duminică de duminică, dar în fiecare clipă, în fiecare zi. Așa este scopul vieții mele și vieții noastre, dacă suntem copiii Lui Dumnezeu. După asta vine implicarea în biserică. Asta este, cum am spus, asta e primul pas, să primim botezul. Dar după asta trebuie să fim implicați noi în biserică. Dar cum arată asta? Cum trebuie să fim noi implicați în biserică? În primul rând, noi trebuie să înțelegem ce este biserică. De obicei, noi zicem că mă duc la biserică. Așa? Ei, duminică, eu mă duc la biserică. Asta e greșit. De ce? Pentru că biserica nu e clădire. Cine este biserică? Noi suntem biserică. Eu sunt biserică. Eu fac parte din biserică. Unde trăiesc eu, în locul meu, în apartamentul meu, acolo este biserică. Că eu sunt parte din biserica aceea. Eu aduc lumina bisericii în blocul meu, în apartamentul meu, în casa mea, în satul meu. Oriunde sunt eu, acolo este și biserica. Pentru că eu sunt creștin adevărat și Dumnezeu este în mine. Și așa trebuie să fie înțelegerea noastră. De obicei, noi facem așa. Avem viața noastră seculară și avem viața noastră religioasă. Și noi punem așa, de partea mine. Duminică mă duc la biserică să împlinesc sau să fac ceva pentru spiritul meu, Duhul meu, pentru viața mea spirituală sau viața mea religioasă. Dar, luni până vineri, eu mă duc la serviciu, sau la școală, sau la universitate, sau nu știu unde, dar asta este viața mea seculară. Dar, din cauza că noi nu înțelegem care este scopul Lui Dumnezeu, care este planul Lui Dumnezeu, noi gândim așa. Și așa este o explicație omenească despre lucrurile divine, cum v-am spus la început. Dar Dumnezeu a făcut așa ca toată viața noastră să fie dedicată Lui. Când suntem la biserică, suntem dedicați Lui. Luni dimineață, când sunt la lucru, sunt dedicat Lui. Marți dimineață, când sunt acasă, s-o obosit, am lucrat toată ziua, tot acolo sunt eu un creștin și acolo este viața mea spirituală, trebuie să arătăm tuturor oamenilor așa. Noi nu putem să facem departe minte, că avem viața seculară și viața
creștinească sau religioasă. Eu sunt un creștin oriunde, peste tot, oriunde m-aș duce eu, eu sunt un creștin și eu duc biserica acolo, duc Domnul Iisus Hristos acolo, duc cuvintele lui Iisus Hristos acolo. Așa trebuie să fie atitudinea noastră. Și fiecare creștin trebuie să aibă o disciplină personală. Și ce implică asta? Cum arată asta? În primul rând, trebuie să aibă loc studierea Biblia în viață. Până la pocăință, nu știu cum la voi, dar la mine eu, până la pocăință, eu nu aveam o dorință pentru Biblie, să studiez Biblie. Eu credeam că e o carte pentru bătrâni. Că când o să ajung eu bătrân, după ce să am familie și copii să crească și am lucrat toată viața, să ajung la bătrânețe, atunci să am timp pentru biserică și Biblie. Așa credeam eu. Și Biblia n-avea un loc. N-avea un loc în viața mea, absolut deloc și nicio dorință. Dar după ce m-am pocăit, eu vroiam să mănânc Cuvântul Lui Dumnezeu, așa. Și așa a fost la început și așa este până și în ziua de astăzi. Și voi, asta este un semn. Este o dovadă că aveți credința adevărată, că aveți o poftă față de Cuvântul Lui Dumnezeu. Că cât mai mult mâncați din El, cât mai vieți. Așa, în fiecare zi să fii această poftă după Cuvântul Lui Dumnezeu. Și așa este scris în Cuvântul Lui Dumnezeu la Psalm 1:2. Un om al lui Dumnezeu, un om neprihănit, spune așa, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, adică în Cuvântul Lui Dumnezeu, în Biblia care avem noi aici. Și ascultați atent. Și zi și noapte cugită la legea Lui. Nu odată în săptămână, deschide Biblia, citește la biserică și gata, se duce acasă. Sau de dimineață, când se scoală, 5 minute, el citește un capitol și gata, am plecat. Sau când vine acasă, înainte de a se cuca, citește un capitol și gata, asta e tot. Dar el zi și noapte, el cugită. Cugită înseamnă a citi, a gândi intensiv și a vorbi. Cuvântul lui Dumnezeu este în mintea ta tot timpul când ești un creștin adevărat. Vrei să studiezi, vrei să te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegi foarte bine esența Cuvântului Dumnezeu și, bineînțeles, când e timpul potrivit, vrei să spui altora despre ce ai învățat. Măi, uite ce am învățat azi dimineață când am deschis și am studiat Biblia. Așa, primii creștini făceau în Faptele Apostolilor, dacă vedeți acolo, ei în fiecare zi, bineînțeles că ei mergeau la serviciu, ei lucrau, aveau casele lor, familiile lor și așa mai departe, dar în fiecare zi îi puneau la o parte timp să studieze Biblia. Și după asta, când mergeau la serviciu, când mergeau la piață, peste tot, ei vorbeau cu toți oameni despre ce au învățat, despre Iisus, despre Biblie. Și din cauza asta, în un timp scurt, biserica a crescut așa de mare. În prima zi, după ce a predicat Petru, 3.000 de oameni s-au pocăit și au devenit creștini adevărați. Dar așa, în fiecare zi, Dumnezeu adauga. Că ei mergeau la oameni și ei vorbeau despre credința lor, despre Cuvântul Lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie viața voastră și în viața fiecărui creștin. Dacă ești un om născut din nou și un om dedicat total lui Dumnezeu. Dar când citești Biblie, Dumnezeu îți vorbește ție, dar următorul pas este rugăciune. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Că așa este o relație. Când ai o relație cu cineva, El îți vorbește ție și tu îi vorbești Lui. Așa e normal. Dacă numai o persoană vorbește și cealaltă nu mai ascultă, nu e relație. El e un fel de dictator. Dar trebuie să avem o relație între noi. El vorbește nouă și noi vorbim cu Lui. Și aici implică rugăciune. Noi trebuie să stăm tare în rugăciune. Și iarăși, nu înseamnă că ne rugăm când ne spălăm, ne rugăm înainte de masă și ne rugăm înainte de a ne culca. Nu. Ce spune Pavel? La 1 Tesaloniceni 5:17 spune, rugați-vă când? Neîncetat. Rugăciunii înseamnă a discuta cu Dumnezeu. Nu înseamnă că noi trebuie să ne plecăm capetele și întotdeauna să închidem ochii. E bine să facem așa, pentru că arătăm respect față de El. Dar rugăciunii înseamnă că noi vorbim cu Dumnezeu. Și putem așa, mergem la stradă și nu cu voce tare, pentru că Dumnezeu știe ce este în mintea noastră. Nu putem să discutăm cu El așa, când mergem. Când mergem stradă, eu ne ascult întotdeauna. Asta înseamnă tu vrei să stai cu Dumnezeu, vrei să vorbești Lui. Azi am avut un examen și vrei să-i spui Lui, mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune, mulțumesc că m-ai ajutat cu asta. Sau tu ai avut o zi foarte grea și foarte dificilă. Hai, mulțumesc, Doamne, că am o casă, pot să mă duc acum, am copii, am o familie,
să am plăcere în asta, chiar dacă am avut o zi grea. Întotdeauna vrei să vorbești cu El și întotdeauna vrei să auzi din partea Lui. Și asta, studierea Bibliei și rugăciunii merg mână în mână în viața creștinului. Și următorul pas este vestirea altora. Vrei să vorbești cu alții, vrei să spui la alții despre ce ai învățat, despre cum este relația ta cu Dumnezeu. La Marcu, Iisus spune așa, ucenicilor lui, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Iar este dorința noastră, când învățăm ceva, noi vrem să mergem și să vorbim cu oamenilor. Și putem să folosim orice discuție, să vestim Evanghelia. La începutul săptămâni, luni, eu mergeam cu client, veneam din Polonia și vis-a-vis de mine stătea o fată din Chișinău. Ea învață în Polonia, dar este din Chișinău și ea mergea acasă. Și noi discutam așa, după două zile, trei ani, și ea a început să vorbească despre un duș. Măi, așa de tare vreau acasă să fac un duș. Asta e primul lucru când ajung acasă. Și mă gândesc, cum am vrut să vestesc ei Evanghelia. Și prin asta am auzit odată despre Psalmul 1. Când studiam Biblia, de fapt, îmi pare că frate Păstel predica asta, nu țin minte. Dar făceam studiu la Psalmul 1 și mi-a explicat cineva că când citești Cuvântul Lui Dumnezeu, când studiezi Cuvântul Lui Dumnezeu, este ca un duș pentru spiritul tău, pentru duhul tău. Și așa cum noi avem nevoie în fiecare dimineață pentru un duș sau în fiecare seară să facem un duș pentru corpul nostru, că, mă rog, așa, nu am nimic, au la afară, avem nevoie. Tot așa cu spiritul nostru. Este murdărie acolo. Și vrem să fim spălați. Și când stăm în Cuvântul Lui Dumnezeu, când citim Cuvântul Lui Dumnezeu și studiem, este ca un duș, sufletul nostru. Și cu asta am început discuție, să-i vestesc ei Evanghelia. Și până când am ajuns în Chișinău, am vorbit tot. Despre biserica noastră, despre site-ul nostru, Moldova creștină, despre lucrare cu engleză și așa mai departe. Și a zis că, măi, așa de încântată sunt eu de biserica voastră, că voi sunteți creștini adevărați. Ea spunea că eu sunt ortodoxă, m-am născut așa, dar n-am o credință așa cum aveți voi. Și a zis că, măi, chiar vreau, dacă o să fiu acasă vară, să vin la tavă, să văd cum e la voi, cum așa de interesant, niște lucruri așa de interesante. Dar s-a început cu un duș. Vorbim despre un duș și prin asta am ajuns la Evanghelie. Și putem să folosim orice discuție să ajungem și la Evanghelie. Da, să fim creativi și să avem dorință să spunem asta. Și e interesant, dacă noi nu studiem Biblia, dacă nu petrecem timp în Cuvântul Dumnezeu, nici dorință de a vorbi altora. N-avem. Când vorbesc cu socrul meu despre studierea Bibliei, el spune că ei, dar ce vrei să mă faci preot? Asta e treaba lor, asta e profesia lor. Ei trebuie să citească Biblia. Dar eu sunt un om simplu, eu trebuie să lucrez, să muncesc, zi și noapte. Și așa este. Dar ce spune Cuvântul Dumnezeu? Ce spune Biblia? Cuvântul este pentru fiecare om. Fiecare creștin, noi trebuie să petrecem mult timp în El, să înțelegem care este scopul Lui Dumnezeu pentru noi. De fapt, Dumnezeu, prin Cuvântul, ne arată care este calea. Până când studiem Cuvântul, până când citim Cuvântul Dumnezeu, Biblia, noi nu prea știm care este calea adevărată. Unul zice asta, altul zice asta și da, eu sunt confuzat, nu știu ce să fac. Dar când studiem Cuvântul, parcă tot este dat la o parte. Și calea dreaptă este direct înainte. Și așa face Dumnezeu pentru mine, pentru tine, pentru orice om care este un creștin adevărat. Următorul pas la implicarea în biserică este participarea la servicii divine. În fiecare duminică avem un serviciu divin, unde ne întâlnim, unde studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, unde trecem timp în rugăciune, unde avem o părtășie cu noi. Și de fapt asta este o disciplină elementară pentru un creștin. Și dacă un om nu are timp pentru biserică, dacă el nu are dorință să meargă la biserică, eu am o mare îndoială despre credința lui. Tot așa, dacă el nu vrea să primească botezul, dacă el nu vrea să fie ascultător la prima poruncă de botez, cum să zicem că el are credință? Dacă credință înseamnă ascultare. În Biblie, dacă cauți cuvântul în Noul Testament, dacă cauți credință,
și ascultare, ele merg mână în mână. Și dacă nu vrei să asculți de Dumnezeu, dacă n-ai ascultare în viața ta, credință nici n-are. Sau așa cum s-a zis, că credință zădarnică, fără nimic, moarte, așa cum este scris în Iacov. Și dacă n-ai dorit să mergi la biserică sau dacă n-ai timp, asta spune foarte ceva, nu e corect aici. Este o problemă foarte mare. Și de fapt este scris așa în Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră, adunarea Sfinților sau adunarea celor născuți din nou. Asta înseamnă biserică. Asta este ceea ce facem noi aici. Cum au unii obicei. Autorul scrie creștinilor și el spune că unii sunt așa, ei zic că n-am timp pentru biserică, eu trebuie să lucrez sau nici n-am dorință. Eu sunt biserică, pot să fac acasă, citesc Biblia, să mă rog și așa mai departe. Nu, 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 biserică înseamnă adunarea, adunarea. Venim împreună, suntem împreună, trecem timp în rugăciune, studiem cuvântul lui Dumnezeu, auzim mărturiile frumoase, așa cum Dumnezeu lucrează prin noi. Îmi place fiecare săptămână la biserica noastră, avem o mărturie cum Dumnezeu a lucrat prin membri bisericii noastre. Și dacă nu vii, nu auzi asta. Și dacă nu ești acolo, n-ai altfel dacă stai acasă și dacă te uiți pe internet. Noi punem predici pe internet și este foarte bine. Că din când în când nu putem să fim sau suntem plecați și este o mare binecuvântare pentru noi. Dar dacă ai gândirea asta, că ai, lasă, nu o să mă duc, că oricum o să fii prin ea, o să ascult prieteni. Dar n-ai fost la mărturie, n-ai fost la timp de rugăciune, n-ai fost la toate lucrurile care se întâmplă la serviciu divin. Acolo la biserică găsim și învățătura principală. În fiecare săptămână noi suntem învățați din Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? La 2 Timotei 3:16-17. Toată Scriptura. Se învață Scriptura la biserică. Când mergi la serviciu divin, asculți o prietenă, deschizi Biblia, citești Biblia, înțelegi care este voia lui Dumnezeu pentru ceva. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Cuvântul lui Dumnezeu îmi este de folos. Cât este de folos? Când? Dacă îl deschizi, să-l citești și dacă îl înțelegi, înțelegi. Este de folos că se înveți. Noi avem nevoie de învățătură. Noi avem nevoie de învățătură sănătoasă. Și la biserică primim asta. La serviciul divin suntem învățați, avem un predicator care explică foarte bine și clar Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim acolo. Să ne învețe, să ne mustre. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne mustră. Dacă suntem sinceri și dacă avem un învățare. Dacă vrem să fim învățați. Și se întâmplă cu mine deseori. Când mă duc la biserică, nu contează care este subiectul mesajului. Dacă am ceva păcat în viața mea, dacă am făcut ceva în săptămâna aceasta, nu știu cum, dar predicătorul ajunge direct la acel păcat. Și pune degetul pe ran în sufletul meu. Dar parcă am venit să ascult și mă gândesc înainte. Ei, dar predica aceea m-a auzit care este subiectul, eu știu ce am făcut, dar eu nu o să vorbească despre asta. Dar în mijlocul predicii, el ajunge și la asta. Și mă doare la început, dar îmi dau seama că asta e bine pentru mine. Am nevoie de asta pentru că am făcut ce este rău și trebuie să mă pocăiesc. Și mă pocăiesc. Și după asta mă simt așa de liber. Parcă Dumnezeu a luat o greutate din viața mea. Dar dacă n-aș fi fost la biserică, la serviciul divin, n-aș experimenta asta. Este foarte important să fim noi la serviciul divin. Și când mergem la serviciul divin, avem părtășiri. Auzim cum Dumnezeu lucrează și în alte țări, și în Chișinău, și în Moldova, și peste tot. Și este o bucurie pentru noi fiecare să auzim. Fiecare să auzim asta. Și ultimul punct este mărturisire. Putem să ne mărturisim păcatul. Așa, avem nevoie. Noi nu suntem perfecți. Noi greșim, facem greșeli și avem nevoie de iertare și avem nevoie de ajutor în asta. Și Iacob 5:16 spune așa, mărturisiți-vă unii altora, păcate, și rugați-vă unii pentru alții. Așa este bine, să avem pe cineva în viețile noastre, când greșim sau când mergem pe calea greșită, omul acela ne arată, ne ajută, este pentru binele nostru. Și noi trebuie să dăm, să zicem, socoteală înaintea lui, răspundere înaintea lui. Și în fiecare săptămână să fie cineva în viața noastră care ne întreabă. Cum a fost mâna trecută? Ce ai făcut? Unde ai fost? Ce ai făcut cu Biblia? Ai citit Biblia?
te-ai rugat, ai vorbit cu alții despre credință, cum păcat, ai jucat cumva cu păcat, cum îți este viața, cum îți este gândurile și așa mai departe, cum îți sunt gândurile și așa mai departe. Este foarte bine și la biserică găsești așa ceva. Nu că să-ți fii rușine, dar e pentru binele tău. E pentru binele tău că când îți stă în față ispită, deodată te gândești, mai da, o să mă întrebi când ajung la biserică, tocmai despre asta, ce să fac acum? Dacă cad, trebuie să-i zic lui. Dar dacă nu cad, dacă stau tare, o mare bucurie, eu să-i zic lui. Că, gata, am trecut prin peste asta. Și la serviciul divin găsim asta. Mai departe, am văzut în așa, schiță mare, trebuie să avem o disciplină personală, să citim Biblia, să ne rugăm și să spunem altora despre credința noastră, despre relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să venim la biserică, să fim la serviciile divine, să participăm și noi. Al treilea pas este grupii mici de studiu Biblie. Asta este inima bisericii noastre. Foarte mulți când plec și predau, foarte mulți întreabă, dar care este cheia succesului a bisericii voastre? Voi creșteți așa de repede, aveți așa de impact în țara aceasta și în lume întreagă. Cum voi faceți asta? Și eu le spun de la, din cauza asta, că avem grupe mici unde se studiază sistematic și intensiv Cuvântul lui Dumnezeu. Proces de ucenicizare. Fiecare săptămână, membrii noștri sunt implicați în studierea Bibliei. Ne întâlnim, deschidem Biblie și petrecem mult timp în Cuvântul lui Dumnezeu. Când faci parte dintr-un grup mic și sper că fiecare dintre voi, dacă n-ați găsit până acum, o să găsiți acum. Asta este un pas foarte important. Și toți membrii care sunt în biserica noastră, fiecare trebuie să fie implicat dintr-un grup de studii Biblie. Noi avem acasă, dacă vreți, fiecare duminică la orele 5 avem studii Biblie. Mai sunt. Cine sunt învățătorii în biserica noastră? Să ridicați mâna acum, să vedem. 1, 2, 3. În total avem vreo 16 grupe mici de studii Biblie. Și sunt la Ciocană, la Botanic, în centru. Unde vrei? La Băcioi, la Horeș și așa mai departe. Unde vrei să... Unde ești, acolo este un loc pentru tine să studiezi Biblia. Și este important pentru că o să ai un mentor, sau un învățător, sau un lider spiritual care o să fie implicat în viața ta. Și ai nevoie de asta. Ai nevoie de cineva. Că voi, care numai cei v-ați pocăit, numai cei ați fost născuți din nou, Biblia spune că voi sunteți prunci. Știți cum este prunci? Eu am copii, eu țin minte că după ce s-au născut, ei aveau nevoie de tot. De hrană, de grijă, de schimbare, de îmbrăcăminte și așa mai departe. Așa este viața voastră spirituală și aveți nevoie de un lider, de un părinte, să zicem, să fii implicat în viețile voastre. Să vă ajute că omul acela sau persoana aceea a trecut, a crescut spiritual, are experiență multă și știe foarte bine cum să vă conduc, cum să vă ajute în creșterea voastră spirituală. Și așa este pentru fiecare dintre noi. Este foarte, foarte important. De fapt, la 2 Timotei 1, 2, Pavel vorbește lui Timotei, tot așa. Pavel, fiind un ucenic al Domnului Iisus Hristos, un învățător, un misionar, un predicator, un om foarte mare, și de obicei gândim la el că el a ajuns la mii de oameni și așa a lucrat el. Dar, de fapt, dacă te uiți bine și dacă citești Biblie, vezi că el om la om a lucrat. Și am văzut pe Timotei, un băiat sincer, care avea dorință de a învăța și a luat așa de sub aripă și a mers mai departe și a condus în viața asta spirituală. Și uitați-vă aici cum scrie despre el. Către Timotei, copilul meu prea iubit. Așa Timotei a văzut, așa Pavel a văzut în Timotei, un om bun, un om cu un viitor foarte bun în Evanghelie și a luat și a învățat pas cu pas ce să fac, ce nu să fac, cum să fac, când și așa mai departe. Și așa trebuie să fim și noi. Și dacă avem, dacă facem parte din grupii mici, avem un învățător care este implicat direct în viețile noastre. De fapt, asta este proces de ucenicizare. Asta înseamnă ucenicizare. În fiecare săptămână studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu, aplici ceea ce înveți și ai cineva care te întreabă întotdeauna cum îți mergi, cum viața, cum ești implicat în biserică, cum ești implicat în acest proces de ucenicizare, cum ai învățat, cum ai dat altora, cum ai transmis altora și așa mai departe. Și toată viața o să ai pe acel om în
viața ta și în același timp mai să cauți pe un Timotei să fii și în viața ta. De fapt, așa zice Domnul Iisus. Asta este, am învățat azi dimineața la biserică. Asta este ultima poruncă care a dat Iisus. Să facem ucenici. Dacă noi suntem ucenici, dacă noi suntem creștini, noi trebuie să fim în proces de ucenicizare, să fim noi învățați și să căutăm să facem ucenici, să învățăm pe alții. Că ei să repete același proces. Că ei să fie învățați, că ei să aplice în viața lor și ei să caută pe alții să facă la fel. Și o să avem o răspundere. Noi trebuie să dăm socoteală. O să fie cineva care este responsabil de noi, de viața noastră spirituală. Și așa este scris în Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri. Vorbește despre liderii lor spirituali. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Așa înseamnă când ai un învățător, când ai un lider spiritual în viața ta. Tu dai o socoteală sau o răspundere în fața lui și el te ajută. Este pentru binele tău. Nu este să-ți fii rușine, dar ți este pentru binele tău. Și ultimul pas, am văzut că avem disciplina personală, trebuie să participăm la servicii divine, trebuie să fim implicați în grupe mici de studii Biblie și ultimul pas, noi trebuie să fim implicați în societate. Ca fiecare creștin, ca biserică, noi trebuie să fim implicați în societate. Și așa ne învață Cuvântul Dumnezeu. Este foarte interesant ce face El. El, din lumea, din societatea, El alege creștini, îi pregătește și după asta îi transmite. Iarăși în societate, îi alege, îi pregătește și iarăși îi trimite în societate. Și procesul se repete, se repete, se repete. Și așa credința a ajuns la noi. Așa Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la noi. Interesant, eu ascultam ieri o predică și am aflat că Biblia este tradusă așa întreagă în numai 400 de limbi în lumea aceasta. Ce har avem noi să avem Biblia întreagă tradusă în limba noastră, în român, în engleză, în rus, în limbile care le cunoaștem. Dar sunt foarte mulți care n-au. N-au. Dar noi avem un har foarte mare să avem asta. Dar așa este chemarea noastră. Să fim noi pregătiți, Dumnezeu ne-a ales, ne-a chemat din societate, din lume, să fim noi pregătiți și să mergem iarăși în lume sau în societate. Să investim Evanghelia, că ei să fie aleși de Dumnezeu, să fii pregătiți și după asta să repete același proces. Și așa crește biserica. Și așa a crescut biserica până acum. Așa a ajuns la noi credința. Și o să vedeți aici prima poză cum noi, ca biserică, suntem implicați în societate. Noi predăm Cuvântul lui Dumnezeu în școli și este o mare binecuvântare pentru noi. Dumnezeu a deschis o ușă, multe uși, să intrăm și să predăm Cuvântul lui Dumnezeu la copii care nu merg deloc la biserică, care n-au acasă Biblie, dar ei vin la școală să fie învățați și noi avem un har să-i predăm Cuvântul lui Dumnezeu, să predăm Biblia la ei. Și toți din ei, majoritatea din ei zic tot așa, noi nu avem acasă Biblia, ei am fost la biserică când am fost botezat și asta e tot. Și noi nu deschidem Biblia, niciodată nu am deschis Biblia, până când am intrat în clasă și până când am făcut studii Biblie cu dumneavoastră. Așa zic majoritatea copiilor. Este o mare binecuvântare și vreau să suntem toți membri în biserica noastră. Suntem 16 în echipă acum și predăm la 350 de copii în fiecare săptămână. Dar dacă noi, 100 de membri care suntem noi, dacă fiecare dintre noi s-ar implice, s-ar implica, am ajunge la, cred că, peste 1000 de copii, dacă am face așa. Dar numai o mână de oameni noi ajungem așa de repede. Dar dacă am fi noi toți implicați, vreau să vă rog pe voi să vă implicați cu asta, predare în școală. Știu că voi învățați, lucrați și așa mai departe. Dar noi toți suntem așa, noi toți suntem ocupați. Dar este ceva foarte important și trebuie să găsiți timp, să faceți timp, să ajungem la copii, că ei sunt viitorul nostru. Ei sunt viitorul nostru. Cineva a investit în tine, cineva a făcut timp să meargă la tine, să predea Cuvântul lui Dumnezeu la tine și tot așa trebuie să faci și tu la fel, dacă ai înțeles, dacă credința ta este adevărată
ci vrei să fii un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Mai departe, noi în fiecare săptămână distribuim mâncare. Vedeți, aici sunt câteva poze și vedeți membrii din biserica noastră. Și așa, la lecție, deschidem Biblia, deschidem, studiem, așa, lucrăm cu text, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că facem interesant, cu desen, cu povești, cu studiu, cu cânticile, cu și așa mai departe. Dar principalul este că noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot așa avem un ziar, ziarul liber. Știu că ați auzit de ziarul liber, dacă nu, ați auzit acum. Și trebuie să cumpărați ziare, să dați altora ziare, că este o lucrare foarte frumoasă. Și în fiecare săptămână, din banii bisericii noastre, noi tipărim ziare și mergem la oameni în spital și să le dăm ziare. Și este o binecuvântare, nu pentru ei. Da, pentru ei este o binecuvântare, dar pentru noi. Când stăm cu acel om și auzim cât este greu în viață, câte multe probleme are el, dar cu câtă mare bucurie el primește ziare. Nu mai un ziar de 3 lei, dar o bucurie așa de mare face lui. Și tu simți așa de împlinit când faci asta, când te rogi cu El, când vestești cu Evanghelia și vezi că Dumnezeu lucrează prin tine. Este o binecuvântare așa de mare. Și vedeți aici în câteva poze de la următorul. Și ei ne așteaptă. Unii stau 2-3 săptămâni și noi am fost în prima săptămână când ei au fost acolo și i-au primit. A doua săptămână, măi, am așteptat toată săptămână să veniți să iau și aici la noi. Și a treia săptămână, tot așa, măi, următoarea ediție, eu am așteptat cu nerăbdare să știți ce este acolo. Hai, nu pare. Tot așa facem și tabere de zi. În toate vacanțele, noi le folosim pentru a vesti Evanghelie, a vorbi cu copii, a învăța pe copii Cuvântul lui Dumnezeu. Vacanță de toamnă, vacanță de primăvară, vacanță de vară. Copiii au timp liber și mulți dintre ei n-au ce face, foarte mulți dintre ei n-au părinții acasă și nu mai probleme le așteaptă. Și noi vrem să ajutăm, ca ei să nu ajungă să aibă probleme, să nu facă prostii, să nu așa, aibă probleme. Noi vrem să-i predăm Cuvântul lui Dumnezeu, să petrecem timp cu ei. Și vedeți aici în pozele, cum noi stăm, studiem Biblie cu ei și noi investim în ei. Și foarte mulți. Mărică îmi zicea odată că o fată vinea la ea la școală, la tabără. Și zice, da, vreau vreau să te numesc mamă, că mama mea nu e, n-am văzut-o timp de 5 ani de zile, ea e în Italia, dar când te văd pe tine, eu parcă văd mama mea și vreau să te numesc mamă. Așa, o mărturie, că noi doar am investit timp. Am mers acolo, am stat cu ei, am arătat dragoste lui Dumnezeu, am vorbit din Evanghelie, am cântat cu ei, ne-am rugat cu ei și am văzut. Le-am zis că este un viitor. Este un viitor pentru tine, pentru Moldova, chiar dacă părinții tăi nu sunt acasă, chiar dacă nu îți este ușor viața, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e cu tine și este un viitor pentru tine. Și așa de o mare bucurie au copii. Și ei înțeleg. Când faci asta, poate zici că ei sunt copii mici, ce să înțeleagă ei de Biblie? Ei înțeleg. Am învățat pe de rost, parcă Ion. Și îi zic așa, vin de acasă și îi zic, am povestit părinților mei aseară despre ce am învățat despre Iura. Să nu fiu ca el, un neascultător, dar să ascult Dumnezeu, să fiu ascultător, așa vreau să fiu și eu. Și am zis părinților mei că ei trebuie să fie ascultători de Dumnezeu, că noi trebuie să mergem la biserică, să avem o Biblie acasă, să o citim, așa cum este scris, cum am învățat. Este foarte frumos să auzim și asta. Și ați văzut tot. Tot așa, în tabere de vară, să ne implicăm cu engleză, cu sport, taekwondo și așa mai departe. Și timp de 10 zile, noi facem studii biblic intensiv și vedem în timp de 10 zile cum viața unui om poate fi schimbată de Dumnezeu. Este o minune să vezi asta. Și în fiecare vară avem asta. Și vedeți în pozele cum cântăm, avem un timp frumos, dar vreau să vă vedem, să vă implicați, să faceți timp. Să veniți la tabere, să fiți studenți la tabere și după asta să fiți și lideri în viitor. Că așa noi toți am ajuns să fim lideri. Eu țin minte la prima tabără care în 2001 a fost. Mărica a fost ca student, dar acum este lider. Și tot așa cu Valentina Curbel.
foarte mulți dintre membrii bisericii noastre, tot așa, la început numai studenți simpli au venit la Gabă, dar Dumnezeu a vorbit inimile lor și ei au răspuns, au crescut și acum sunt și ei libri. Dar au venit așa ca mine prima dată, un om simplu, care nu știa nimic, dar Dumnezeu a lucrat prin mine. Și acum eu mă mir când mă uit la viața mea, cum Dumnezeu lucrează. Și când aud de la alții că Dumnezeu a lucrat prin tine și a făcut asta prin tine să ajungă la mine. Dar eu mă gândesc, dar când s-a întâmplat asta? Eu așa, nu mi-am dat seama. Dar așa face Dumnezeu prin noi. Și, bineînțeles, ultimul pas este facerea ucenicilor. Și avem foarte multe unele care le folosim să mergem la oameni, să fim implicați în societate și să facem ucenici dintre ei. De exemplu, avem limba engleză, avem o fată care s-a pocăit prin limba engleză, a ajuns la Dumnezeu prin asta. Ea a fost la lecție să învețe limba engleză, dar a învățat cuvântul Dumnezeu și acum are o relație bună cu Dumnezeu. Și e foarte ușor. Aici să zic e ușor, e foarte greu, că săptămână de săptămână membrii noștri sunt implicați, sunt frig, când e tare frig afară, ei stau și îngheți la oprire, să meargă în diferite sate, să predea cuvântul lui Dumnezeu, prin engleză, prin taekwondo, prin computer. Și parcă ai de ce e rezultat ea, dar când vezi că un om spucăiește și e transformat, gata, se merge, eu sunt gata să stau în frig, să mă duc, chiar dacă s-a obosit. Am văzut asta, cum un om a fost schimbat și vreau asta mai departe. Vreau să-mi fac, da? Slujba, lucrarea care îmi dă, îmi dă Dumnezeu. Și așa am spus, prin engleză, hai, schimb două slide. Prin engleză, următorul slide, prin computerele și prin sport, de exemplu, taekwondo, avem și fotbal și așa mai departe. Și vreau să vă pun câteva întrebări, și vouă și tuturor creștinilor care suntem aici, în sală. Ai primit tu botez. Spui că ești creștin, ai credință. Ai primit și tu botez. Dar când ai primit botez? Înainte de credință sau după credință? Așa ne învață Biblia, că botezul vine în urmă credinței. După ce ne pocăim, după ce suntem născuți de nou. Dacă ai primit botezul, când ai primit? Și de ce? Atunci, ai vrut să-ți dedici viața totală totalul lui Dumnezeu? Sau așa ai făcut dragul făcutului? Ai văzut că prietenii tăi au făcut și ai făcut și tu. Să fii în rând cu lumea, să nu fii dat de rușine. Sau nu știu de ce, care sunt motivele. Ești implicat în viața bisericii. Ești implicat. Sau vii numai de când în când. Când ți-i poftă să mergi la biserică, atunci mergi. Dar când nu vrei, sau când apare ceva, cel mai mic lucru apare, gata, nu pot să mă duc, eu sunt ocupat, nu pot. Ești implicat așa, total, în viața bisericii. Studiezi Biblia, nu de când în când, dar intenții, să știi care este planul lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, așa cum este El. Dar cu rugăciune, cum stai? Te rogi? Te rogi neîncetat, așa cum am văzut? Sau de când în când, înainte de masă, după masă, înainte de culoare, când te scoli, câteva ori pe zi, ca un obicei. Nu pentru că vrei să vorbești cu Dumnezeu. Așa te-au învățat părinții sau de la alții ai învățat. Și spui altfel, când a fost ultima dată când ai vorbit cu cineva despre Domnul, care nu este creștin, care are nevoie să audă despre Dumnezeul tău, care este mare, care este gata să schimbe vieții oamenilor, când a fost ultima dată când ai făcut asta? Ai un mentor, un lider spiritual în viața ta. Tău. Sau crezi că tu ești șeful vieții tale și mai bine să decizi tu. Să faci tu tot singur. Că așa nu este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că noi trebuie să avem un mentor, un lider spiritual în piele, un învățător în viața noastră, să ne conducă în toate căile vieții. Așa este planul lui Dumnezeu. Te implici la schimbarea societății. Sau ești unul care crede că ai, biserica trebuie să fie așa la o parte, dar la o parte, închisă și societate să strice mai departe, dar nu avem nimic de a face cu ei. Dar așa nu este. Dumnezeu ne-a ales pe noi din societate, din lume. Dumnezeu ne pregătește să mergem înapoi, să vestim lumii, să vestim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, ca ei să fie
aleși din societate, în lume, să fii pregătit și să repete același proces. Și ultima întrebare, cum faci ucenici? Și aici este ori da, ori nu. Nu că vreau, în viitor, când o să am timp, ori faci, ori nu faci. Asta este întrebarea. Și asta spune Iisus. Iisus n-a zis, dacă o să aveți timp, mergeți în toată lumea și să faceți ucenici. Sau dacă o să aveți poftă de a face asta. Nu, El spune, duceți-vă și faceți ucenici. Asta înseamnă a fi un creștin adevărat. Să faci ucenici. Să fii tu un ucenic bun și să cauți să faci întotdeauna ucenici. Până la sfârșitul vieții tale. Până la sfârșitul veacului. Până când vine înapoi Iisus Hristos. Așa este chemarea noastră, așa este chemarea voastră. Și voi spuneți asta, când voi primiți azi botez, voi spuneți că gata, îmi dedic viața lucrării Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să fiu un ucenic bun și vreau să fac ucenici. De azi înainte. Asta este scopul vieții mele. Chiar dacă lucrez, chiar dacă studiez, chiar nu contează. Acolo unde îmi este locul, acolo unde m-a pus Dumnezeu, acolo este locul meu de a face ucenici. Și eu, prin colegii mei, cu toți vreau să fac din ei ucenici. Asta este scopul meu. Și așa am învățat din predică, azi dimineață, la biserică, că când Pavel era la închisoare, omul Agripa zice, dar în curând trebuie să mă faci creștin, trebuie să mă faci ucenic. Așa a fost dorința lui Pavel. Fiind în închisoare, el tot acolo avea dorință să facă ucenici. Așa trebuie să fie în dorință noastră zi de zi. Și în fiecare zi când ne sculăm, eu sunt un ucenic Domnului Iisus Hristos, vreau să trăiesc un ucenic adevărat, vreau să fac ucenici, să caut să fac ucenici, să fac ucenici peste tot. Este chemare și dorință vieții mele. Credința în Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Acum, cum vedeți, aici merge felicitarea celor care cu încredere astăzi au încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos prin apa botezului. Artur, ce înseamnă pentru tine această zi? Este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Este un act foarte frumos și foarte important pentru fiecare om. Fiecare om trebuie să facă acest act pentru ca să fie împreună cu Dumnezeu. Cum ai luat decizia asta? Cum ai ajuns la cunoașterea asta că trebuie să te botezi? Eu foarte mult am amânat și îmi pare foarte rău. Dar aceasta este o decizie importantă pe care am luat-o de la învățătorii mei care m-au îndemnat și care mi-au descoperit adevărul despre Dumnezeu. În această zi am simțit o schimbare totală și cu aceasta îți vreau să slujesc Domnul Iisus Hristos și să-mi dedic viața Lui, întreaga mea viață. Și știu că numai la El este scăpare și fericire de plină. Tine botezul acestor băieți, tu care i-ai crescut așa, au crescut alături de tine și cred că este o zi specială și pentru tine.
Da, într-adevăr, este o roadă și un rod foarte frumos. Și nu numai a meu, este un rod a întregii noastre biserici, pentru că băieții ăștia au fost în biserica noastră totdeauna, au fost în biserica noastră ajutați, învățați, învățătorii noștri. Și este o zi care am așteptat-o de mult, de fapt, ca ei să boteze și să mărturisească credința lor ferm, așa cum au și făcut-o, sincer. Și este o foarte mare bucurie pentru mine. De ce ai luat decizia să te botezi? Fiindcă botezul este, prin botezul devenim copilul lui Dumnezeu. Dumneavoastră, de ce sunteți astăzi aici? Am venit să mă bucur împreună cu Valeria. Vă cunoașteți? Da, ea este săteancă de mea. Și mă bucur foarte mult ca să o văd și să vreau să mă bucur împreună cu ea azi. Această zi pentru mine înseamnă o schimbare, un legământ cu Domnul care durează o veșnicie. O viață nouă, aer, suflare nouă, tot ce este mai sfânt este Dumnezeu pentru mine. La momentul de față, eu trăiesc pentru El. De ce ați luat decizia să vă botezați? Pentru că viața cu Dumnezeu are sens și numai când slujești la Dumnezeu ai împlinire adevărată. Pentru că chiar să ne uităm în lume, sunt mulți oameni care prin puterile proprie au ajuns la ranguri, dar asta nu le-a dus fericirea. Eu am luat decizia de a mă boteza pentru că vreau să slujesc la Dumnezeu și vreau să învăț cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să fiu un bun ucenic al lui Dumnezeu și vreau să urmez numai drumul lui Dumnezeu.